Mă bucur că un proiect care la un moment dat era blocat și pe care l-am promis că îl vom finaliza la începutul lunii februarie din acest an, este în punct final și de acum încolo începe a doua etapă, cea de a vedea dacă funcționează la parametri, respectiv planificarea strategică care, fără de care nu putem discuta de accesare de fonduri pe nou buget a Uniunii Europene și digitalizarea primăriei. Pe două componente, relația cetățean-primărie, primărie-cetățean și digitalizarea în interiorul instituției. În relația cu cetățeanul dorim încetul cu încetul trecerea spre e-cetățean, adică marea majoritate a documentelor și a aprobărilor să poată fi făcută fără deplasare la primărie și de la ghișeu. În ceea ce privește digitalizarea în interiorul primăriei, etapizat trecem la semnătură electronică și la comunicarea tuturor documentelor între compartimentele noastre doar electronic.